Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. De la această oră asculți Pop Rock cu Ștefan Leonte la Europa FM. Pop Rock și mai mult rock la Europa FM de acum. Dacă tot am ajuns în garajul Europa FM, hai să facem să fie frumos. Alături de noi, astăzi, Rockabella. Hai să facem prezentările în ordine analfabetică a numerelor de pe tricou. Teodora este alături de noi. Hai să vedem cu cine ai venit. E o gașcă întreagă. Sunt o grămadă de oameni și în spate care lucrează la treaba asta. Bună, bine v-am găsit. Mă folosesc de acest instrument. Prezint echipa cu care am venit, da? Voi începe din direcția asta. Bogdan Diaconasa este basistul nostru. Bună, Bogdan! Bună. Alina Horez este membra onorifică a trupei Rockabella și cântă, după cum vedeți, la instrumentul ăsta cu corzi. Vioară! Andrei Ilie, specialist în gălăgie. Știu? Ai multă, prea multă. Aici este martirul trupei noastre. Un om cu o valoare fantastică. El e Ștefan Mustațe, chitaristul nostru, care a fost accidentat. Și trebuie să dau asta înapoi? Câteodată s-ar putea să ne folosească la radio microfonul, dar okay, oamenii ăștia sunt plini de energie. Eu fiind treaz de azi dimineață de la primele știri, s-ar putea să fie mai greu așa să țin pasul, să țin de sporturi extreme. Ștefane, zi-ne ce ai pățit măcar. Am încercat să cobor niște scări. Oribil. Sport extrem. Da. Și mi-au mai rămas trei, care nu l-am băgat în seamă. Și gravitația încă n-a fost contrazisă, adică a ținut. Absolut deloc. Da. Absolut. Uite, când e să n-ai noroc, parcă n-ai nici baftă. O să cântăm live în garaj alături de Rockabella. Avem un concert care vine acuși, sâmbătă, alături de băieții la The Monojax. Dacă nu v-ați luat bilete, nasol, că nu știu câte mai sunt, ar trebui să o faceți și după aia mai avem o lansare pe care o pregătim. Da, deci pe sâmbătă asta, da, e la lansarea celor de la The Monojax, cântăm noi împreună cu cei de la Byron și apoi... Și The Monojax. The Monojax, exact. Și apoi pe 27 martie, în expirat, e următorul concert în București și acolo o să lansăm un nou single care anunță viitorul material Rockabella. Până atunci hai să aflăm ce e cu materialul pe care încă îl găsim. O să ascultăm niște piese, o să vă las să cântați, că e mai bine decât să pălăvrăgim noi. Suntem live pe pagina noastră de Facebook, suntem live pe frecvențele Europa FM, așa că porniți cuptoarele cu microunde, legați-le la internet și hai să-i dăm drumul. Rockabella live în garajul Europa FM. Pop Rock cu Ștefan Leonte la Europa FM. You got me smoldering like something of a demon child. Rust on my reasoning, embers on my wicked smile. You got your education, something of shaded heart. When heaven is an overrated destination, talking is a work of art with you.
rockabella și dacă mi-am făcut eu foarte bine temele, piesa se numește Art of War. I-am ascultat împreună, suntem în garajul Europa FM, bineînțeles, singura oră de două ore, orele de pop rock aici la Europa FM, pentru că după ora 22 v-am pregătit un playlist, am căutat numai piese rock clasice, așa ca să pot să dau și eu din plete liniștit. Măi, oameni buni, ce cântați voi? Ce fel de rock e ăsta? Că e și un pic de indie, e... am citit acolo la voi, scrie art rock. Ce e asta, măi, mămică? Pe vremea mea era Metallica și restul și așa mai departe. Și Iron Maiden, ca să nu creăm disensiuni. Ia-l tu, gata, ți-l las ție. Art rock, ce înțelegem noi sau cum am interpretat noi termenul ăsta? Ce a vrut să spună poetul asta? E un rock alternativ, dar care duce foarte mult spre cinematic și încercăm să ne gândim foarte mult la atmosfera pe care vrem să o creăm și starea de spirit, emoția pe care vrem să o transmitem și încercăm să folosim cât mai multe, cum să zic eu, texturi în muzica noastră, astfel încât să transmitem asta, mai mult decât ce facem noi cu instrumentele pe care bine le vezi aici. Am înțeles, e clar. La asta mă gândeam și eu, dar n-am putut să exprim exact în cuvintele astea. V-ați apucat de cântat cu rockabella în 2014? Ne-am apucat de fapt în 2011, dar abia în 2014 am scos primul single. A fost foarte greu, deci a durat 3 ani, cât? Încă avea Leonte Breton pe vremea când v-ați apucat voi de cântat. Cum a fost tot parcursul ăsta? Cred că ne-a luat un pic până să ne dăm seama ce vrem să facem cu adevărat și care e muzica în care credem cel mai tare și care ne definește cel mai mult. Prin 2014 am scos primul single, Motionless, iar la scurt timp după el am venit cu primul material, primul EP, A World Outside, care e un material în engleză și care definește un pic starea noastră de atunci. Ulterior am luat o pauză în care a trebuit să ne regăsim așa și mă rog, familia mea cel puțin s-a reconfigurat cu cel puțin cu încă un membru și ne-am ocupat de el un pic, iar când am reapucat de treabă prin 2017, îmi zice Andrei, aveam o altă stare de spirit și alte cântece pe care vreau să le transmitem. Și s-a simțit cumva în muzica voastră. Hai să-i ascultăm rockabella, sunt live în garajul Europa FM. Eu zic că mă retrag așa puțin, că n-are sens până se pregătesc ei să cânte. Nu uitați, suntem live pe pagina noastră de Facebook, suntem live pe frecvențele Europa FM. Puteți să ne scrieți pe Facebook, pe Instagram, unde apucați, și pe WhatsApp, și nu când sunteți la volan. Hai că lasă să cânte rockabella, live! Răsăritul frise lângă țărm, cu un pas o să ne scufundăm în lumi pe care nici nu le visăm. Nu te opri, dar știu, visele tale au rădăcini. Nu te opri, te rog, lumea întreagă să o roti. Hai, încă un pas.
Rocabela și încă un pas, stai așa că eu mă mișc un pic mai greu, e foarte, foarte multă aglomerație aici. Oamenii ăștia, după ce au energie, au și o grămadă de lucruri. Ne-am înțeles, nu-mi distruge că după aia trebuie să mai cântăm și să mai venim, nu strica studioul. Se mai întâmplă și lucruri de genul acesta. Dacă vreți să ne vedeți, suntem pe pagina noastră de Facebook, Radio Europa FM. Rocabela sunt alături de noi, cu instrumentele în priză, cântăm live din garaj, asta în cazul în care ați deschis cuptoarele cu microunde ceva mai târziu. N-am spus-o, dar o repet, vorba poetului, ne vedem cel mai devreme fix, poi mâine la Arenele Romane, băieții la The Monogex, de veniră săptămâna trecută, au de lansat și ei un album, ca tot artistul, și o să ne întâlnim și cu Rocabela, o să ne întâlnim și cu Byron, acolo la arene, că e cald și bine, nu de alta, dar nu se stă afară. Pe vremea asta așteptăm să vină Moș Crăciun. De ce Rocabela? Cine este și ce caută ea în viața noastră? Asta te rog să-mi spui. M-ai luat așa prin surprindere. Când am decis că trebuie să reîncepem un proiect muzical, asta a fost după o perioadă de pauză, eu cântând înainte front person în trupa Evo de rock alternativ. Și după pauză ne-am hotărât noi, ok, eu nu stau bine așa, nu mă regăsesc în viața asta de 9-to-5, trebuie să mă reapuc de cântat. Și intenția a fost să definim cât mai clar ideea asta că poți să fii tipă și rock-rolla în același timp, știi? Și nu, a venit absolut natural numele, adică e foarte clar despre ce e vorba, nu? Am înțeles. Și cred că se și aude, ca să nu mai lungim vorba, am zis, arene, acum pe sâmbătă, cald, bine, mai căutați bilete, că nu știu dacă mai sunt. Apoi ceva mai încolo, tot în București, în expirat, zim tu data... 27 martie, în expirat. Așa, că n-am chelit degeaba, mai uit și eu lucruri. Rocabela sunt live aici, cu instrumentele în priză. V-am zis eu că rock-ul sună foarte, foarte bine cântat live și în garaj, că toate trupele mari de rock au plecat dintr-un garaj. Uite, hai să plecăm și noi de aici, din garajul Europa FM. Puteți să ne scrieți pe Facebook, puteți să ne scrieți pe Instagram, puteți să-mi scrieți și mie că nu mă supăr. Avem tot felul de metode să comunicăm și să-i căutați. Îi căutați pe Spotify, îi căutați pe Facebook, îi căutați pe YouTube, îi căutați până îi găsiți că musai trebuie să o faceți. Eu mă dau așa puțin mai încolo, pentru că știu eu că să mai cânte toată ora. Cercuri întunecate, amprenta orelor pierdute în ceașca de cafea, zilele dislocate, contorsionate de absența ta, săptămâni dizolvate, în jocul ăsta de a primi și de a aștepta, scenarii nedeșifrate, distorsionate de absența ta.
acel moment neprielnic al zilei pe care niciunul dintre noi n-ar vrea să-l prindă așa cu ochii mișiți, vă zic eu, la primele știri e cea mai bună variantă de trezire de la 5 dimineața. Rockabella și dimineața. Nu, dimineața, am zis bine. De fapt, piesa se va numi Năluca. Ați rebotezat-o, nu v-ați înțeles cu nașii de prima dată? Nu ne-am înțeles cu nașii, da. Noi o știm ca dimineața, dar artistul a vrut să se numească Năluca. Dacă a vrut poetul să-i spună așa, așa o să-i spună. Nu uitați că suntem în continuare live pe pagina noastră de Facebook. Avem și imagini acolo din garajul Europa FM. Nu uitați că sâmbătă aveți treabă, trebuie să mergem la Arenele Romane, ne vedem acolo, că e super concert. Eu n-aș rata Rockabella, Byron și The Monogics pe aceeași scenă, totuși mi-aș face programul în funcție de treaba asta. De unde vine muza? Cine compune? Și de ce? Piesele sunt, în mare parte, se nasc în camera mea. E o bala chitară, bala pian, dar modul în care ele apar e unul foarte, foarte simplu și rudimentar, știi? Doar o melodie, o structură armonică și niște cuvinte. După asta, ce facem este să-i le dăm savantului nebun, care este Bogdan Moroșanu. El e omul din spatele butoanelor și în general... Nu-l vedeți, dar l-auziți, credeți-mă pe cuvânt. Piesa ajunge la el și cu o poveste din asta, băi, uite, cam așa visez, cam despre asta aș vrea să fie vorba, și las așa câteva zile și vine cu ceva care ne sparge capul așa. O creează o atmosferă în jurul piesei pe care noi putem ulterior să ne clădim părțile, să ne scriem groove-urile, să ne scriem fiecare parte. Ce mai aveți voi descris la teme acolo, în caietul de teză, ce se mai întâmplă în lucrurile astea? Există în procesul ăsta pe care l-ați tot trăit de ani de zile, ai simțit o schimbare? Te-au inspirat la un moment dat alte lucruri? Cred că s-a întâmplat o schimbare majoră, o schimbare din asta de paradigmă, acum vreo 2 ani, aș zice. Prima oară pentru că am decis să-mi asum rolul ăsta de compozitor într-un fel și împreună cu Moro, cu Bogdan, să creăm așa muzica care să fie foarte aproape de ce visăm noi și ceea ce ne dorim, să nu lăsăm lucrurile la întâmplare. Și în același timp mi-am dat seama că, băi, să scrii cântece e o treabă complicată și care necesită să te gândești la asta tot timpul. Și să scrii cu intenție și să nu lași, cum spuneam, să nu lași nimica la voia întâmplării, știi? În momentul în care mi-am pus pălăria așa, au început să schimbe lucrurile. A dispărut haosul din procesul de a compune și a apărut intenția și direcția. Și piesele nu neapărat că veneau mai ușor, dar erau clare și coagulate și spuneau un mesaj clar. Despre asta vorbim, știi? Și atunci mi se pare că s-a făcut lumină în sat. Adică cel puțin pentru mine așa a fost. Eu am rămas pierdut la direcția și intenția. Mi s-a părut așa un fel de... Eu n-am excelat la fizică niciodată, de-aia am ajuns la radio, dar până la urmă mi-a plăcut muzica și îmi place să o ascult de fiecare dată live. Suntem în garajul Europa FM. Rockabella sunt alături de noi. Eu sunt Ștefan Leonte. În cazul în care nu v-ați uitat pe Facebook să vedeți că e un reflector în plus, nu, era chelia mea, nu era nimic special. Rockabella cântă chiar acum live. Care e următoarea piesă? Naufragiat. Naufragia, și o să vorbim și despre discul vostru cel mai recent, asta până nu îl scot pe următorul. Dar hai să-i ascultăm live în garaj! Furtuna se ascunde în bătaia inimii pe care o va descufunda în valul durerii în care te regăsesc acum când eu. Acoperă-mă tu.
cu ochii uscați de sare. Voi construi mereu castelul nostru în mișcare. Mare alba de rămân și malul tăcerii tale se va retrage iar atunci când eu. Fragiat și mi-am găsit eu așa cumva în caietul meu de teme, până mai bea și Teodora puțină apă, că nu e chiar lucru ușor să cânți aici în garajul Europa FM. E înghesuială, e mai greu. Nici viața asta de artist, parcă nu mai e ce era odată. Înainte, că înainte era mai bine vorba aia. Nu. Așa. Că nu ne hidratam ca specie. Era mult mai bine. Da, acum când avem apă peste tot și s-a încălzit planeta, toată gheața din lume s-a transformat în apă. Hai să revenim la lucruri mai serioase, că așa o luăm pe câmpii. Clarobscur. De ce, mamă, și cât de greu e să pronunți clarobscur? Deci, credem, am avut nenumărate incidente noi cu pronunția acestui album. Am zis să totuși să ne asumăm. Ne-a plăcut foarte mult ideea și titlul și surprinde întreaga temă a albumului, care este acest dans al luminii cu întunericul. Și, cum să zic, ideea asta că lumina e mai puternică și te face să te simți mai bine atunci când vine după the darkest dark, știi? Acum depinde și ce consumi. Dar, mă rog, da, așa e. Binele, e mai bine să fie bine decât să fie rău. Asta mi se pare absolut firesc. Cum să dai seama ce s-a consumat în timp? Adică sunt acolo niște indicii clare despre ce s-a consumat. Ia să puneți și voi mâna. Bineînțeles, apă plată, H2O cu ochelari, întotdeauna, și câteodată bulele de la apa minerală se mai ridică și ne mai doare capul. Dar asta e viața de artist. Suntem live, în garaj, ce mai cântăm? 7 minute. 7 minute, preț de câteva minute până când cântă cei de la Rockabella 7 minute, eu mă retrag ușurel și îi las pe ei să cânte. Pop Rock cu Ștefan Leonte la Europa FM. Într-un haos absolut.
vând doar pe tine. În 7 minute de lumină, liniștea din mine. În raiul Cele 7 minute sunt un fel de cele 2 minute de 2 ore de pop rock. Singura oră de 2 ore pop rock, mai mult rock, atâta timp cât mi se vede mie chelia. Pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM vorbim în continuare puțin despre clarobscur, Dumnezeule. Așa, sunt 10 piese? Da, sunt 10 piese. Mi-a fost ușor să număr, știi, că era așa, era la îndemână, ca să zic așa. Cum l-a structurat? Cum a luat naștere albumul? Albumul urmează un fel de o poveste, o narațiune și un parcurs emoțional care are punctul culminant în piesele 7 minute și formele de relief, cea pe care am cântat-o din aur și următoarea, și are de-a face cu trauma și vindecarea. Că despre asta e vorba, sau cumva așa am interpretat noi acest dans al luminii cu întunericul. În momentul în care treci printr-o traumă, se zguduie viața în tine, nu ne rămâne de făcut decât să găsim o cale, să mergem mai departe și să trăim ziua următoare și ziua următoare. Și din această putere de a merge mai departe se face lumină și apare vindecarea. Așa că noi când piesele au fost compuse pe rând, dar am avut întotdeauna în spate intenția asta de trebuie să fie un parcurs emoțional prin care să pornim de la o stare și să existe o transformare în punctul culminant al căreia să fie această traumă și apoi vindecare. Deci practic e o poveste. Vezi, măi, nu trebuia să o iei la vale pe scări. Nu te întreba nimeni unde te grăbești. E vorba despre psihologie, despre sentiment, nu așa se creează, îți rupi piciorul. Că uite, avem probleme acum. Ușor, ușor o să ajungi să mergi cu stativul de microfon, nu se face. Cine știe? Cum o să te descurci sâmbătă la concert? Hai că am și eu o curiozitate. Păi, nu știu, n-am tratat foarte clar chestia asta. Cred că o să merg pe varianta de scaunel. Un scaunel. Și cred că va trebui să angajăm două persoane. Un scaunel, angajăm un scaunel. Și să știi că au niște băieți acolo. Trebuie să faci doar scandal și te duc ei. Da. Varianta cu scaunelul o să fie, da. Cum e parcursul așa cu rock and roll? Cum te-ai trezit tu în trupă? Cam ce faceți voi zi de zi? Păi, Andrei m-a contactat într-o perioadă în care nu voiam să cânt. M-au deranjat total. Știam eu de ce îl întreb. Da.
Tocmai ce terminasem cu aproape un an în urmă colaborarea cu fosta mea trupă și am zis, un an, un jumate, doi, am zis că rămân acasă frumos. Burlac. Burlac, da. Și la câteva luni mă sună Andrei, băi, știi că am rămas fără chitarist, ce faci? Nimic? Nu cobor pe scări, sub nicio formă. Da, și cumva am început să repetăm și s-a mers pe varianta de, băi, hai să repetăm în tihnă, ușor, o să avem concerte la toamna, seara până în iunie. După prima săptămână, băi, trebuie să învățăm toate cele 12 piese în două săptămâni sau, nu știu, 7 zile avem concert. Poți să vii, nu? Da. Nu pe scări, asta a fost răspunsul. Asta ca să mai rupem și matriarhatul Teodorei de aici de la Rocabela, că doar ea a spus ce se întâmplă, cine ce rol are, adică e management, nu glumă. În dulcele stil clasic al managementului avem aici niște foi, puteți să le vedeți pe Facebook, scrie tot pe ele, vă spun eu, mi-am făcut temele și am tras și cu ochiul, care e piesa următoare. Și trebuie să mă uit, formele de relief. Da, Teodora, ești la tablă, formele de relief, te rugăm, astăzi, Rocabela, live, la Europa FM. Lecția de geografie alături de Rocabela în seara asta în garajul Europa FM, formele de relief de pe albumul
clar obscur. Da, e greu. E greu și totodată dificil și în același timp e și complicat. E grea treaba asta. Trebuie să fie niște artiști care ți-au plăcut, care te-au ghidat, care ți-au dat așa. Cred că pe aici aș vrea să mă duc. Care sunt ei? Primul care vine în minte este Maynard de la Tool, care este, eu cred că, așa, e unul din artiștii pe care aș asculta în orice configurație, oricum, oricând. E un textier fantastic, un solist incredibil și pălăria jos i-am văzut anul trecut pentru prima oară și am simțit că da, ok, pot să predau gestiunea acum, este ok, l-am văzut pe om, știu ce... PR gratuit pentru cei de la Tool, băieți, să treceți pe la caserie. Să treceți prin România, mai ales să mai ne bucurăm o dată. Și cel de-al doilea la care mă pot gândi este Chris Cornell. Dumnezeu să-l odihnească. Și scandalul de după. Da. Bă, nu știu, da, Audioslave și Soundgarden inițial și apoi Audioslave și atât pentru mine. Nu se poate. Rocker fără scandal după nu există. Nu. Ori suntem Rockabella, ori nu mai suntem. Ce să mai spunem acum? Și uite, așa ai început să te-ai gândit dacă n-aș fi cântat. Ce aș fi făcut? Nu știu. În afară, eu dacă n-aș fi făcut radio, zic sincer, cred că reparam motociclete. Mai departe de atât, bine, am două mâini stângi. Aș fi vrut să repar motociclete. Da, okay. Eu știu exact ce aș fi făcut dacă nu cântam. Eram project manager în diverse industrii. În telecom niște mulți ani și ulterior în advertising. Toate sunt în română, e clar. Găsiți cuvintele astea în Dex, indiferent de unde și cum le căutați. Project manager, Rockabella, advertising, toate sunt în romgleza noastră cea de toate zilele. Nu mai avem foarte mult timp așa și nici mult timp de vorbă. Hai să mai cântăm ceva. Hai să tragem amândoi cu ochiul aici. Ce? Nu, te las pe tine să spui. Clar obscur. Clar obscur. Ascultăm, suntem live pe pagina noastră de Facebook, suntem live pe toate conturile noastre de Facebook, așa că puteți să ne scrieți ba la radio, ba mie, pe unde puteți și dacă vreți cu adevărat să vă promovați artiștii preferați, ia dați-mi un mesaj acolo pe Facebook. Ștefan Leonte mă strigă mama și pe rețeaua lui Zuckerberg, așa că hai să vedem cine o să vină săptămâna viitoare aici în garajul Europa FM la pop, rock, dar mai mult rock în seara asta, Rockabella live și cu instrumentele băgate în priză și rock și ne vedem sâmbătă seară la Arenele Romane, cred că am mai spus. Abri lumina și văd că nu mă recunosc. Mă cheamă golul din camera, iar eu în mine mă întorc. O clipă a fost de ajuns să se sfărâme tot. Sărutul nu părea prefăcut. Ochii închiși s-au deschis la lor. Ascunde, ascunde-mă. Ce nu știi, nu te poate răni. În întuneric simți numai ce vrei să simți. Ascunde, ascunde-mă. Fă cumva și ascunde-mă. Ascunde, ascunde-mă. E nu știi, nu te poate răni.
Iubitule, e ok să minți atâta timp cât tu știi ce simți. Iubitule, e ok să minți atâta timp cât nu mă minți pe mine. Cabela au fost alături de noi în garajul Europa FM. Ce repede a trecut timpul, s-a și dus o oră. Uite așa se întâmplă, Clarobscur s-a numit această piesă, așa se numește și discul pe care vă chiar invit să îl căutați pe aici, pe acolo, prin părțile esențiale, dacă îl mai găsiți prin librării, dacă nu îl găsiți pe Spotify. Pe Spotify, pe rocabela.ro, la secțiunea merch, acolo se poate comanda. Noi avem un digipack foarte drăguț cu ilustrații. Vorbește mai frumos că ești la radio. E o cutie și înăuntru sunt niște cartoline și pe ele sunt desene. Așa mă, mamă, mă, zi așa, să înțelegem și noi. Albumul e tare interesant pentru că fiecare piesă are cât un cartonaș, așa. Știți deja povestea, pentru că vă dați seama, dacă sunt prieteni cu băieții de la Monogex, trebuie să împrumute așa unii de la alții ideile bune și o să vă placă foarte, foarte mult întreg albumul. Eu am câteva piese preferate, dar nu vă zic care. Vedem sâmbătă, la Arene. După aia mai vedem un expirat când? 27 martie. De acolo vreau să scot o știre. Zim despre ce e vorba pe noul material. Noul material se preconizează așa a fi unul un pic mai luminos decât a fost Clarobscur. Iar tema la care ne-am gândit este vulnerabilitatea. Știu, luminos, vulnerabilitate, dar ce ni s-a părut nou interesant cu ideea asta de vulnerabilitate este că atunci când îți permiți să fii vulnerabil și să te arăți așa cum ești, devii foarte, foarte curajos. Și următorul cântec pe care îl vom, următorul single pe care îl vom lansa de pe viitorul album, arată-te, are exact această cheie al curajului din vulnerabilitate. Deci la următorul concert urci pe scări, că o să prinzi curaj și o să fii așa. Nu, dar nu, la coborâre ia liftul, că e mult, mult prea, mult prea periculos. Ce ne pregătiți pentru anul ăsta? Vine ceva? Aveți ceva pregătit? Aveți niște concerte ceva mai târziu de lansarea asta? Avem un concert de care suntem foarte mândre că se va întâmpla și abia așteptăm, se va întâmpla pe 30 aprilie în cadrul Musicology. Musicology cu quartet, cu Muse Quartet. Alina face parte din Muse Quartet și o să fie toate cântecele Rocabela orchestrate pentru quartet. O să fie fantastic. Și, desigur, cu prietenii de la Byron, adică... Și nu vă gândiți voi, asta e că mi-a venit mie așa o idee, să se nască și un material pe care să-l găsim și noi, ascultându-l sub altă formă, cântecele Rocabela. Moro. Nu scoatem și noi un disc cu chestia asta, Muse Quartet, adică e... Săracul Moro deja este în... Nu mai știu unde să se uite. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Ne vedem sâmbătă, așa. Că eu zic că a sunat foarte tare și toată lumea a dat like acolo pe Facebook. Vă mulțumim, intrați și pe pagina lor, mergeți la concerte, ieșiți din casă, mai cumpărați și voi un disc din când în când. Pentru că de fiecare dată o să încercăm să aducem oameni faini aici la Europa FM Live în garaj. Vă mulțumim tare mult. Și noi îți mulțumim tare mult. Cu mare drag, ne vedem și sâmbătă. Ce vă zic eu de fiecare dată, să vă cadă Facebook-ul și Instagram-ul dacă sunteți la volan, să nu uitați să zâmbiți și să iubiți și ne auzim mâine dimineață, prea de dimineață, de la ora 5. Ștefan Leonte sunt eu, hai, bye bye și să fie rock! Pop Rock la Europa FM.